veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Dacă prin Scripturi ni se cere să lăudăm pe Domnul, înseamnă că lui place cântecul, muzica. De asemenea, îngerii sunt prezentați ca unii care cântă. Apoi, chiar îngerii căzuți în frunte cu diavolul au rămas foarte legați de cântare. Iar oamenii cred fără nicio excepție. Ori le place să cânte, ori cel puțin să audă cântând. De altfel, omului a fost conferită cântarea încă de la creație. Însuși Dumnezeu, prin intervenția care a avut-o cu ocazia încercării lui Iov, a zis în capitolul 38 al cărții sale, vorbind despre creație, în versetul 7, astfel: atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Deci putem spune că Dumnezeu făcea câte ceva și mai era o cântare. Și mai făcea ceva și altă cântare. Pentru că tot ceea ce are Dumnezeu este desăvârșit și El nu va suporta modificări de-a lungul istoriei. Observăm și în cartea Apocalipsei transcendența cântării și actualitatea ei în veșnicia viitoare. Iată ce scrie în capitolul 14, versetul 2. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Și obișnuind noi să spunem cu plăcere că în Împărăția lui Dumnezeu vom cânta din plin. Noi vrem să lăudăm pe Domnul încă de pe acum și o vom continua făcând-o cu bucurie. Dar, așa cum am spus deja, și omul după ce a căzut în păcat sub influența diavolului, nu s-a desprins de cântare. Primele mențiuni biblice le avem în cartea Genesa, capitolul 4, în dreptul urmașilor lui Cain, oamenii aceia fugiți de fața Domnului, versetul 21. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tată tuturor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Astfel a apărut muzica laică. Dar există și muzică idolatră. Există și muzică de ordin demonic. Și diavolul folosește din plin acțiunea muzicii. Amintiți-vă de momentul închinării din Valea Dura. Ea s-a produs și a fost provocată pe fondul cântării, după cum și în biserică, închinarea se conturează cel mai bine în urma cântării. Și diavolul știe secretul acesta și l-a folosit. Astfel, cântarea este o exprimare foarte complexă între ființele vii, chiar și animalele au în glasul lor, chiar dacă gutural, anumite sunete de comunicare. Și dintre celelalte vietăți, cred că păsărelele excelează cel mai bine în domeniul cântecului. Vreau să privim mai întâi în istoria biblică evoluția cântăreților și a cântării, urmând apoi să punctăm câteva lucruri care caracterizează muzica sfântă. În perioada Vechiului Testament, observăm că în orice stare
Oamenii au cântat. La fel este și astăzi. Scriptura vorbește despre cântece de veselie și respectiv cântece de jale. Iată ce scrie în Genesa 31, prin cuvintele lui Laban, care în versetul 27 a spus cum ar fi fost normal și potrivit pentru vremea aceea să îl conducă la plecare pe Iacov. Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor, în sunet de timpană și alăută. Deci, chiar la nivelul familiilor, diferite momente erau impregnate puternic de cântec. Amintiți-vă de evrei care au trecut Marea Roșie. În cartea Exod, capitolul 15, este prezentată atitudinea lor. Și scrie aici, începând cu versetul 1, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți, Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Dar și momentele de jale, tot de cântare, erau marcate. Și vă citesc din cartea a doua lui Samuel, capitolul 1, un cântec compus și cântat de David, ba chiar a poruncit ca și alții să-l învețe făcând repetiție pentru aceasta, de la versetul 17. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan, pe care a poruncit să o înveți copiii lui Iuda. Este numită cântarea arcului și se află scrisă în cartea dreptului. Amintiți-vă că și mai târziu, cu ocazia morții subite a binecunoscutului și evlaviosului împărat Iosia, profetul Ieremia a făcut o cântare de jale care a fost cântată de mulți. Apoi, în orice loc, muzica era prezentă. La casa împăratului, în casa Domnului. Să citim din cartea a doua lui Samuel, capitolul 19, o declarație a unui om bătrân, a lui Barzilai Galaditul, de la versetul 35. Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce se mănâncă și se bea? Pot eu să mă aud glasul cântăreților și cântărețelor? El știa că acolo este mult cântare. Și Solomon, care a excelat în multe, nu toate bune, a scris în cartea sa Eclesiastul, capitolul 2, versetul 8, că printre lucrurile adunate de el pentru a-și desfăta viața și împlini pe toți cei de la palat, și-a adunat cântăreți și cântărețe. Că Dumnezeu a binecuvântat și pe bărbați și pe femei, și pe băieți și pe fete, să laude toți numele Domnului. Dar nu doar în viața obișnuită, fie ea la orice nivel, se întâlnea muzica. Iată ce scrie în cartea Numeri, capitolul 10, versetul 10. Preoții, oamenii lăsați de Dumnezeu să-L reprezinte în relațiile cu oamenii, aveau următorul lucru de făcut. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbițe, când vă veți aduce ardere de tot și jertfele de mulțumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Un ecou plăcut pe care Dumnezeu îl aude. Și în dreptul întâlnirilor prorocilor, citim acum în cartea 1 Samuel, capitolul 10, întâlnim din nou prezența cântăreților și chiar a multor instrumente, 10:5. Pe vremea lui Saul, Samuel i-a zis, după aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze, înainte și prorocind. După această scurtă incursiune, ca să vedem că muzica era prezentă peste tot, vreau să ne oprim în dreptul cântărețului plăcut al Vechiului Testament, împăratul David. El a fost cântăreț, compozitor,
Foarte mulți psalmi sunt cântări ale sale. Organizator împreună cu prorocii în domeniul muzicii și se pare că și inventator, dar cel puțin fabricant de instrumente muzicale. Și vă citesc în această privință 1 Cronici, capitolul 23, versetul 5. 4.000 să fie portari, e vorba de împărțirea leviților, iar 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut. V-am zis, a fost cel puțin fabricant, dacă nu și inventator, ca să-l preamărim pe Domnul. Și tot în Cartea Cronicilor, capitolul 29, cele de-a doua cărți, vom vedea că David nu a făcut lucrarea aceasta doar pentru că lui a plăcut muzica, ci pentru că a fost o lucrare venită de la Dumnezeu. 29 cu 25. E vorba de un moment în vremea lui Ezechia. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, și prorocul Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Și David a fost proroc, dar a avut în cuvințare acelor doi proroci mari din vremea sa, ca să organizeze într-un mod fără precedent, de o dimensiune imensă, cântarea la casa Domnului. David a fost cel care a primit schițele pentru templu, cel care a pregătit materiale din plin, unele fără a mai fi dimensionate și măsurate, dar tot el a înțeles că nu se poate o casa Domnului atât de mare fără o laudă pusă la punct și o organizare binecuvântată. Din vremea aceea întâlnim coruri, iar când din nou a fost instalată casa Domnului după întoarcerea din robie, în vremea lui Ezra, inaugurarea zidurilor și întâlnirea lor în casa Domnului s-a făcut prin alcătuirea a două coruri. În fața unui era Nemia, în fața celuilalt Ezra, și s-au întâlnit apoi în casa Domnului. În vremea primului și respectiv al celui de-al doilea moment, avem mențiuni despre unii dirijori, Kenania, Israhia, despre care se spune că erau meșteri și cărmuiau muzica, citat din Scripturi. Vreau să vă dau câteva date din 1 Cronici 25 despre dimensiunea acestei lucrări. Și atunci erau cele trei tipuri de instrumente muzicale, cu coarde, de suflat, de percuție. De altfel, expresia psalm înseamnă a cânta acompaniat de alăută. Psalmii nu erau cântare fără instrumente, ci în mod neapărat cu instrumente. Foarte multe instrumente le găsim menționate în Scriptură: harpa, psalterionul, cavalul, cimpoiul, cornul, timpanele, țimbalele. Și citim acum din 25:1. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiul lui Asaf, Heman și Edutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Le dă numărul și de aici rezultă că erau 24 de profesori, care avea fiecare câte 12 ucenici. În total 288 de cântăreți specializați, la care se adăugau încă 4.000 de leviți să laude numele Domnului, căci este mare și îndurarea lui ține în veac. Existau părinți care împreună cu copiii și cu urmașii lor n-aveau nimic altceva de făcut decât să stea și în sfințenie și cinste să laude numele Domnului toată viața lor. Acești trei au fost liderii care aveau, unul 4, celălalt 6 și al treilea 14 urmași din cei 24. E vorba de Asaf, Edutun și Heman. Acestea fiind spuse, vreau să trecem în Noul Testament și să observăm că și aici, deși avem detalii foarte puține, cântarea a fost la locul ei.
Citim în Matei capitolul 26, versetul 30. E vorba de Domnul Iisus Hristos și ucenicii săi. În seara cinei de taină. După ce au cântat cântarea, iar în alte evanghelie spune cântările, adică au cântat psalmii Halel, 113 la 118, cântările de laudă care se cântau cu acea ocazie, apoi au ieșit în muntele măslinilor. Domnul Iisus iubește cântarea și El a cântat. El a făcut uz de cântare dând un exemplu cu referire la El și Ioan Botezătorul când a zis că unul a cântat de jale și unul de joc, dar unii nu reacționează nici la una dintre ele. Să-l observăm și pe Pavel, apostolul neamurilor, pentru ca să vedem cum cântarea se apropie de noi. Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Pavel a fost un învățător, unul care predica ori în șir, zi și noapte. Dar asta nu înseamnă că nu își rezerva timp să cânte. Asta nu înseamnă că nu le oferea posibilitatea să laude pe Domnul. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dar Pavel nu doar i-a învățat să cânte, el însuși a cântat. Și cred că vă amintiți momentul în care a cântat și îl citim, Fapte, capitolul 16, versetul 25. Erau închiși în temnița din Filipi, acolo pe la miezul nopții. Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Iată un moment, poate socotit de cineva mai puțin prielnic, dar binecuvântat, care a mișcat pe Dumnezeu și a mișcat și pământul și inima temnicerului, și acolo Evanghelia a făcut ca să fie o ușă deschisă pentru toată Europa. La fel le-a învățat și pe corinteni, când v-a adunat la oaltă, printre altele, le-a zis unul din voi are o cântare. În Noul Testament sunt și alte cântări, cântarea lui Zaharia, a Mariei. Posibil sunt și unele fragmente de cântare în Efeseni 5 cu 14, 1 Timotei 3 cu 16, pentru cine dorește să citească, sau chiar în Apocalips 15 cu 3 la 4. Mă opresc aici și cu expunerea din Noul Testament, pentru că vreau să trecem la cea de-a doua parte, la caracterizarea muzicii sfinte. Deci, este clar, trebuie să cântăm, dar să vedem cine și cum, pentru cine. În primul rând, vreau să vorbim despre cântăreți și apoi despre cântec. V-am citit din Vechiul Testament că leviții sau dintre leviți erau aleși cântăreți. Nu oricine avea dreptul să stea la templu și să cânte. Pentru că orice om care se apropia de templu trebuia să se sfințească mai întâi pe sine, ca preotul care aducea jertfă pentru el mai întâi, și apoi pentru norod. Știți când a ales Dumnezeu pe leviți? Imediat după momentul închinării la vițelul de aur. Știți ce s-a întâmplat în plan muzical în acea situație? Citesc din cartea Exod, capitolul 32. Versetul 5, chiar și 6. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat de dimineață și au adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Au fost demni să fie aleși ca și cântăreți la casa Domnului cei care n-au luat parte, ci au fost împotriva unei sărbători a vițelului. Așa cum spunea apostolul Pavel, nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor.
Citeam cu tristețe într-un ziar că una dintre cântărețele care așa scria în ziar s-a pocăit la Pentecostal, a revenit din nou să cânte. Cine vrea să fie levit să laude pe Domnul, trebuie să se desprindă de cântecele Egiptului și să cânte cântecile Israelului și al în cinstea Domnului. Amin. Iată ce scrie în Cartea Psalmilor, capitolul 33, versetul 1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană, le s-a de bine cântarea de laudă. Iar când auzi câte un bețiv zilele astea, probabil o să mai fie cu cuvinte evlavioase în gură, nu sună bine. De aceea Dumnezeu nu se uită întâi la cântare, ci la cântăreț. Iată ce a zis profetul Amos într-o vreme în care oamenii erau tari în cântare, dar slabi în pocăință. 5:23-24. Depărtează de mine vuietul cântecilor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale, adică taci și vocal și instrumental, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Și pe pârâul acesta n-au decât să vină bărci și bărcuțe și corăbii întregi cu cântăreți. Că Dumnezeu îi primește pe toți pe marea de sticlă înaintea tronului Său. De aceea, sfătuiesc pe oricine vrea să facă ordine în domeniul cântării. Nu întâi asculta caseta, întâi verifică cântărețul. S-ar putea de casetă, nu mai avem nevoie să o examinăm. În al doilea rând, pentru ca să cântăm, cineva a compus și altcineva a pus pe note acele versuri. Sunt foarte importante sursele de inspirație. Cine este autorul cântării? Cine e compozitorul și muzicologul? În țara noastră Dumnezeu a binecuvântat pe fratele Nicolae Moldoveanu cu sute de imnuri. Un om evlavios. V-am dat un exemplu. Cântări care s-au născut, sute din ele, în penitenciar. De exemplu, acea frumoasă cântare, Iisuse dintre toți te aleg mereu, a compus-o într-o zi când, după ce a fost eliberat, s-a dus la vot pe vremea comunistă și i-au zis, n-ai drept. S-a întors acasă și a zis, altul nu mai mă duc, dar votez și eu astăzi. Și atunci au venit acele versuri frumoase, Iisuse dintre toți te aleg mereu, și o știți dumneavoastră cum urmează. Întotdeauna nu preluați versurile și melodia fără să urmăriți în cât se poate pe ce undă au venit. Iată ce scrie în 2 Samuel capitolul 23 despre cel mai bogat compozitor din Scripturi, David. Versetele 1 și 2. Iată cele din urmă cuvintele lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Sunt frumoși psalmii? Minunați! De aceea mulți dintre ei au fost versificați și pentru noi astăzi. Dacă în domeniul predicii, unul care nu este sub călăuzirea Duhului Dumnezeu va strecura pe furiș erezii nimicitoare, la fel se întâmplă și în domeniul cântării, care nu-i credincios, pe furiș va strecura erezii nimicitoare. În planul notelor și a tuturor aranjelor instrumentale este foarte importantă originea. Apoi, în domeniul exprimării cântării, muzica trebuie să fie o exprimare sinceră a întregii ființe. Trebuie să participe Duhul, Sufletul și Trupul. Și pe bună dreptate se spune că melodia, armonia și ritmul corespund acestor trei entități ale ființei umane. Dacă participă numai trupul, este multă baterie doar. Acolo Duhul, ca rațiune chiar,
ca și prezența lui Dumnezeu, am văzut că e foarte absent. Am văzut unii care se mișcă, dar dacă i-ai întrebat ce fredonează, nu știu să reproduc. Pentru că participă numai trupul. Nu excludem și ritmul este la locul lui. În miile acele de cântăreți, nu erau sute de tobe. Țimbalele erau la cei ce cârmuiau pentru a imprima măsura. Am fost recent la o întrunire și din 7 cântăreți, 6 erau cu instrumente, cu amplificare și unul din ei la un ansamblu de tobe. Vă dați seama ce a rezultat acolo. Dacă lăsăm să participe întreaga ființă la cântare, vei fi condus în închinare înaintea lui Dumnezeu. Cineva, un cântăreț, mi-a dat un exemplu de cântare acordată în ce privește cuvintele și melodia. O, Doamne mare, când privesc eu lumea! Și efectiv, parcă așa-i compusă încât în momentele în care cânți aceasta, dacă ai fi afară, zi sau noapte fiind, îți vine să admiri creația lui Dumnezeu. Dacă este o cântare de pocăință, atunci să fie și melodia în proșternere și în închinare, ca să poată să plângă cine aude. Nu să îi apuce dansul. Sunt și cântări care acceptă un ritm mai accentuat, cum ar fi noi suntem din Israel și nu ne închinăm, o cântare de fermitate, ca un imn, ca un marș. Dumnezeu să dea înțelepciune ființelor noastre. Apoi, menționez că muzica este o exprimare afectivă cu un limbaj mai bogat decât al cuvintelor. Exprimă mai mult decât ai spune simplu cu o frază. Muzica exprimă bucuria păcătosului scos din mizeria păcatului și urcat până în slava lui Dumnezeu. Iată un pasaj biblic care exprimă realitatea aceasta. Cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Și în capitolul 14, versetul 3, cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor 4 făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea face de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Cum să nu cântăm când Dumnezeu ne-a mântuit? Îi mulțumim în rugăciune, îi exprimăm verbal, dar îl preamărim prin laudele noastre pentru mântuirea care ni s-a arătat, slăvit să fie Domnul. Și în veșnicii, muzica va fi o laudă la adresa lui Dumnezeu. Și dacă acum prin muzică și apoi prin închinare chemăm numele Domnului de la distanță, atunci aceste dimensiuni vor fi restrânse la intimitatea tronului și a părtășiei noastre cu El. Acest lucru se observă din Vechiul Testament, de unde vă voi citi, și până în Noul Testament. Deschideți cu mine la 1 Cronici, capitolul 16. Și vom vedea că dacă punem problema așa, nu mai au loc festivalurile cu premii, că premiile ar trebui să le dea Dumnezeu. Nu poate să le dea nici maestru, nici juriu, nici sala. Noi cântăm în cinstea Domnului. Iată ce scrie aici, în 1 Cronici 16, de la versetul 4. A dat leviților sarcina să facă slujbă înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Versetul 7. În ziua aceea David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. De la 23. Și acum sunt chemați deja toți la sfințenie și la cântare. Cântați Domnului toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui. Și întoarceți pagina, unde voi citi versetele 35, 41 și 42. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda.
Cei ce erau Heman și Edutun și ceilalți care fusese aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac. Cu ei erau Heman și Edutun, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Iată cum cântarea ar trebui să fie o îndelnicire de zi cu zi. De asemenea, acasă, eu mi-amintesc cu plăcere de bunicii mei. Nu știau să cânte la niciun instrument. Nu i-a învățat nimeni vreo notă. Și avea o harfă din aceea, primele ediții, era umflată, pentru că în fiecare zi cântau spre slava Domnului. Ei doi pot să cânte singur. Le place unora în mulțime să cânte solo. Cântă solo acasă, dacă n-ai cu cine. Și laudă pe Domnul zi de zi. Să ne punem slava în a lăuda numele Domnului. Duhul lui Dumnezeu este chemat prin cântare și pe bună dreptate. Când este o cântare spre slava lui Dumnezeu, diavolul nu suportă că l-a inventat altă formă de cântare. Și duhurile rele din viața lui Saul se retrăgeau, pentru că acolo cânta un cântăreț plăcut, peste care era Duhul lui Dumnezeu să rămână peste tot și aici, amin. Acum, după ce am văzut cine ar trebui să cânte sau ce ar trebui să faci înainte de a cânta, să te sfințești, să devii levit. Ce cântări trebuie culese? Nu neapărat tot ce este pe piață. Urmăriți să vedeți sursele sfinte de inspirație. Cântarea să vă cuprindă în întreaga ființă și să descrie realitatea mântuirii și să devină o preocupare zilnică. Având în vedere statutul inițial al cântării din cer, efectele căderii, pentru că diavolul în cântare a fost un specialist. Și vreau să vă citesc din cartea Ezechiel, capitolul 28, versetele 13 și 17. O imagine profetică, în general, pusă pe seama lui, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Le enumeră. Apoi trece la instrumente muzicale. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai străcat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Diavolul a fost specialistul numărul unu în cântare. De aceea le spune în mod special liderilor din domeniul muzicii. E adevărat că diavolul ne înșeală pe predicatori, dar ca să ne înșele pe noi s-a specializat ulterior. Cuvântul a fost lucrarea Fiului, dar ca să-i înșele pe ei, îi specializa din start. Și pe noi ne păcălește dacă nu suntem atenți. Pe cei din muzică, mult mai ușor. Dacă putem să facem distinție între fondul dumnezeiesc al cântării și al cântăreților, mai întâi, cum am zis, și fondul demonic, chiar religios, idolatru, într-o zi vom fi biruitori. Nu ne va influența cântarea ca pe cei trei din Daniel 3. Acolo au fost o sumedere de instrumente. Pentru ca oamenii să fie seduși, că pe bună dreptate a zis cineva, dăm muzica unui popor, din antichitate s-a spus asta, și răsfă ce vrei cu ei, spun poporul acela va fi al meu. Uitați-vă prin adunări, adunări cu predicatori buni, dar unde muzica a fost afectată, urmăriți generația următoare, să vedeți cine a influențat-o, predicatorul sau felul cântărilor. Și o să-i vedeți dansând și manifestându-se excentric, nu pentru că așa i-a învățat predicatorul, ci pentru că așa s-au format prin cântare. Și în cartea Apocalipsei, în capitolul 15, sunt prezentați în ceruri, așa cred eu, vizând acest verset, cei care au putut să fie biruitori în planul cântării, eliminând tot ce-i demonic, învingând pe diavolul și toate influențele lui pe linia aceasta. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu aleutele lui Dumnezeu în mână,
stăteau biruitorii fiare și a icoanei ei și a numărului numelui ei. Doamne, vrem să ajungem să cântăm acolo. Și la noi în biserică, corul cântă aproape întotdeauna, fanfara cântă în alternanță cu orchestra și uneori, cred că nu numai eu și alții, parcă am vrea să fie tot la locul lor. Și în 2 Cronici 5. Momentul când s-au adunat toți cântăreții, cântarea întreagă când i-a adunat cu ocazia inaugurării templului pe toți. Și imaginați-vă ce va fi în cartea Apocalipsei când nu va lipsi nici David, nici cântărețul acela ce i-a cântat lui Elisei și dea Domnul să nu lipsească nici cei ce cântă aici. Știți ce produce cântarea aceasta întreagă, așa am numit-o? Cântarea întreagă aduce slava lui Dumnezeu între noi și într-o zi ne va duce pe noi în slava lui Dumnezeu. Versetele 12 și 13. Și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în insubțire, simbolic și de drept și de fapt trebuie să fie, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și arfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. Amin. Doamne, dă-ne harul să putem cânta cu toți. Oricine are aptitudine să cânte, să laude pe Domnul și cu instrumente, fiți prezenți la repetiții și faceți-o din toată inima. Să fie cântarea întreagă, să nu lipsească unul. Iar cei ce putem să cântăm doar cu gura, să lăudăm pe Domnul din toată inima noastră. Și cu vocea după cum ni se cere și după cum este loc. Și atunci, și acum, să fie prezența Domnului între noi, participând cu duh, suflet și trup. Și îngerii să asiste și într-o zi împreună cu ei să lăudăm pe Cel ce ne-a creat să-i cântăm, pe Cel ce ne-a învățat să-i cântăm și pe Cel căruia merită să-i cântăm, slăvit să fie El în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.